din Psalmul 50, versetul 14. Pentru cei ce vor să mă urmărească, pagina Bibliei este 582. Cuvântul Domnului vorbește în felul următor. Aduc jertfă lui Dumnezeu, mulțumim! Și împlinește jurințele făcute înaintea celor de-a dat. Numai după ce faci lucrurile astea făcute în versetul 15. Auzi? Unii nu interesează versetul 14 și vin versetul 15 și vor chiar nu să vedeți ce spune. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, ăștia de majoritatea. În ziua necazului să teme pe Domnul și să-i împlinească. Auzi? Dar mai întâi, ca să te asculte Domnul și să mă asculte, trebuie să plin versetul 14 și apoi, așa cum vorbește versetul 15, Dumnezeu este Cel ce ne va izbăvi, iar noi o să-i proslăvim. Dumnezeu zice, însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustarea și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi o hoț, te unești cu el, te însoțești cu pleacăvare și dai drumul la gură și la rău. Și limba ta uzește vin greșul. Ne analizăm să vedem cine suntem și dacă ceva